Inspectoratul Școlar Județean Călăraș a premiat elevii care au obținut nota 10 la bacalaureat și evaluarea națională. Festivitatea de premiere s-a derulat în sala de ședințe a inspectoratului. Potrivit unei hotărâri aprobate în luna august de Guvernul României, fiecare elev care a obținut nota 10 la evaluarea națională a fost premiat cu suma de 1.000 de lei, iar elevii care au obținut 10 la bacalaureat au primit câte 3.000 de lei. Mulțumesc foarte mult pentru acest moment. Următoarea elevă premiată este Vasilie Galina Ștefania de la școala gimnazială numărul 1 Dragalina. Bravo! Și eu mai începe anul, nu știu mai este cea mai frumoasă. Păi, fiind de la țară, există, să zic, multe opinii deja create, dar presupun că am reușit să ajung cel puțin la fel de bună ca cei care învață la oraș. Și să faci performanță e un lucru care se construiește zi de zi. Nu ești pur și simplu sus, dintr-o dată. Ești, trebuie să fii constant pe ce faci. Așa am fost și eu, îmi place să cred. Acum vreau să mă păstrez și la liceu să fiu la fel. Probabil, de fapt, nu probabil. Sunt sigură că dacă vom face toți aceleași lucruri, ne vom întâlni aici peste 4 ani sau, mă rog, în alte parte. Exact ce spuneam mai devreme, rezultate obținute cu efort, cu sacrificiu și cu perseverență. Următoarea elevă de nota 10 premiată astăzi este Vlad Ioana Gabriela, de la școala gimnazială. Aș vrea să vă mulțumesc în primul rând profesorilor care m-au ajutat până acum și nu doar celor de matematică și română. Tuturor, pentru că fiecare a avut o contribuție foarte importantă pentru mine. Pot spune că am fost foarte norocoasă să fiu la școala Carol I. Am avut parte de lucruri foarte frumoase. Sper să mă mențin și, cum a zis și colega, să ne vedem peste 4 ani. Următoarea diplomă de excelență se oferă elevului Popa Rare și Ionuț de la școala gimnazială Spiru Haret din Oltenița. Cum se vede de la nivelul acesta de 10? Cum se vede? Foarte bine. Cum ai reușit să ajungi aici? Multă muncă și efort. Multă muncă și efort. Iar toți acești elevi minunați au conștientizat că aici se poate ajunge doar prin efort. Dar este un efort de pe urma căruia ei vor beneficia. Mult succes mai departe! Mulțumesc! Diploma de excelență se acordă și elevului Dobra Mario Ervin de la Colegiul Național de Agoie Basarab din Oltenița. Vreau să le mulțumesc părinților mei și profesorilor pentru că m-au sprijinit tot acești 4 ani și sunt fericit că munca mea a fost răsplătită și că n-a fost pierdut. Niciodată. Nu este pierdut timpul, da, pe care îl folosești în modul acesta. Întotdeauna vei avea numai de câștigat. Bravo! Felicitări! Continuăm prin a premia
absolvenții care au reușit să obțină media 10 la examenul de bacalaureat național sesiunea 2019. Este vorba despre doi absolvenți ai Colegiului Național Barbu Știrbei din Călăraș. Absolventa Gavrilă Carmen Cristina. Știu că nu a putut să participe astăzi, însă avem pe mama elevei. Vă felicităm, doamnă, și pe mama. Și ea vă salută pe toți, vă transmite toate gândurile bune. Este deja plecată la facultate ea. Ce să vă zic, multă muncă, efort, dar în principal profesorii sunt de bază pentru că au găsit tot ce mai bun, au scos tot ce mai bun din ea. Și ea le mulțumește din tot sufletul. Și prietenilor care au susținut tot și familii, clar. Și noi, și noi mulțumim toate pentru apreciere. Felicitări, doamne! Și al doilea absolvent de nota 10, elevul Pavel Cristian, tot de la Colegiul Național Barbu Știrbei din Călăraș. Da. Dacă știam că e atât de greu să vorbești în fața unor oameni care se uită la tine, mai bine nu mai luam 10, dar... Da. Evident, le mulțumesc și eu profesorilor, pentru că n-am cum să nu o fac. Le mulțumesc și directoarelor de la școlile la care am fost, atât Colegiul Național Barbu Știrbei, cât și Școala Gimnazială Carol I. Da, cum spuneam, este straniu să fii aici, dar în aceeași măsură mă bucur mult pentru efortul pe care l-am depus. Vreau să vă spun că în aceste premii nu cred că se reduce totul la a învăța prostește niște informații, pentru că sunt convins că cei care au luat 10 nu au preluat niște informații tocite și atât, dar că le-au înțeles. Și acesta este sfatul meu pentru toți cei care vor să ajungă la o notă mare, să se mai și distreze, dar să învețe în egală măsură, să înțeleagă că fac pentru ei și că viitorul lor va fi mai colorat dacă decid să învețe. Și tocmai pentru a duce la îndeplinire acest aspect, am decis și eu să mă întorc în învățământ. Și visul meu este să devin profesor, să pot... Visul meu este să luminez următoarele generații. Așa că am luat prin excludere ce materii îmi plac, ce materii nu-mi plac. M-am dus la facultatea de fizică, pentru că mi s-a părut că... acolo se îmbină într-un mod unic teoreticul cu practicul. Sper să, cum vor ei să revină peste 4 ani, sper să revin și eu cu copii premianți aici, la voi. Și să ne bucurăm cu toții de realizările învățământului călărășean. Înainte de a da cuvântul colegilor mei, directorii unităților de învățământ pe care le-au absolvit acești elevi minunați și părinților acestora, evident, aș vrea să fac precizarea că dacă anul trecut premiam doar doi absolvenți de clasa a 12-a reușiseră să obțină media 10 la examenul de bacalaureat național, iată că anul acesta avem 9 premianți, da, avem și 7 elevi, da, care au reușit să obțină media 10 la evaluarea națională. Și după cum ați văzut, sunt elevi care provin atât din mediul urban, cât și din mediul rural, ceea ce înseamnă că învățământ de calitate se face în toate mediile județului și că nu acesta este motivul, da, sau nu aceasta ar fi o cauză care ar duce la succesul sau insuccesul unor elevi. Aș vrea să auzim acum și directorii unităților de învățământ să ne împărtășească și gândurile dumnealor și să transmită acestor absolvenții minunați, tot ce e bun, tot ce e frumos, pentru a-i ghida în viitor. Doamna directoarea Colegiului Național Barbu Știrbei.
vă spun, sunt fericită că sunt contemporană cu acești elevi, chiar și de la școlile gimnaziale, în special ai mei, pentru că cei de la școlile gimnaziale cu siguranță ne-au preferat și ne vor prefera în continuare. Sunt bucuroasă, mi-a spus, că șirul succeselor și predarea flăcării continuă la Bardu Știrbei. Elevul Pavel, de exemplu, îl cunosc mai bine decât pe eleva Gavrilă, pentru că l-am avut și elev la clasă. Nu aveam mai 10 la bacalaureat. Este cu diplome naționale pe toate domeniile, dacă vreți, pe filozofie, pe creație literară, a contribuit alături de mine și de alți colegi. S-a dus la fizică, legat de chimie, era pasionat și de chimie, la un ultim referat pe care mi l-a făcut și o să țin minte toată viața. Eu spune, l-a pus la un moment dat o poză, poate n-am înțeles 100%, dar oricum capul meu parcă era băgat așa într-o ghilotină, în interiorul acelui referat, și acolo scria un citat din Einstein, că în jurul unui cap inteligent, vedeți, a furat de la toți câte ceva, nu știu, se naște un curent, o energie, o... Prima dată m-am supărat că era o poză cu care nu prea eram de acord, dar zice, dar nu l-am publicat, vi l-am trimis, dar dumneavoastră, eram un referat. Asta apropo de, v-am spus că și la, când am scris, țineți minte, acel proiect Țara lui Andrei, care a avut un succes. Până la urmă că n-am câștigat, au fost alte criterii pe care nu le-am observat eu de la început. A fost principalul autor din partea elevilor. A fost scris împreună cu elevii. Vom avea 135 de ani, vom aniversa 135 de ani pe data de 4 octombrie și vă și invit. Pentru acest eveniment, să știți că Pavel Cristian a scris o piesă în 5 acte, unde eroii sunt foști directori ai liceului, elevi ai timpurilor, profesori ai timpurilor, ne regăsim acolo. Păcat că timpul e foarte scurt, într-o zi nu putem să facem tot, dar piesa cu siguranță o veți regăsi în paginile revistei care va fi publicată. Numai cuvinte de laudă și pentru Carmen Gavrilă, ea este mai mult specializată pe matematică, mai mult, dar nu înseamnă că numai atât a făcut, v-am spus mai puțin despre ea, că nu am avut efectivele. Dar a fost faima liceului alături de Cristi și alături de toți ceilalți elevi. Ce zice? Ce sfat aș da? Să fiți foarte atenți la tot ce este în jurul vostru, de să învățați de la toate. Să fiți atenți la ce e frumos, la ce este bine, la ce este folositor, la ce este înălțător, pentru că numai așa veți satisface sau veți împlini părinții, pe părinții voștri și vă fi mândria dascălilor care prin voi își legitimează misiunea. Mult succes în viață! Alți colegi directori, inspectori? Numele meu este Otilia Mărgăriș și sunt directorul școlii gimnaziale Mihai Viteazu Călăraș. Țin să felicit elevii noștri de nota 10, pe Eva și pe Cristi, să le urez mult succes mai departe, să ne reprezinte și la liceu și să obțină tot așa rezultate bune și poate că nu întâmplător școala noastră a fost numită școala 10 pentru că dă elevi de nota 10. Mulțumesc cadrelor didactice pentru efortul pe care l-au depus pentru a pregăti asemenea elevi și să auzim numai de bine în continuare. Mulțumesc! Director la școala Nicolae Ciculescu din Călăraș pentru a treia oară școala europeană și ne mândim cu acest lucru și avem, după cum se vede, copii de nota 10. Aș vrea să îi felicit pe toți cei care sunt aici pentru că rezultatele lor sunt de fapt urmarea unei munci susținute
de-a lungul tuturor anilor de școală, începând de la de când au pus piciorul în curtea școlii și până în momentul în care, sigur, cu emoție, au redactat și au pus pe hârtie gândurile și au reușit să obțină aceste note deosebite. Notele acestea sunt o promisiune pentru viitor și le urez să le fructifice, să aibă rezultate deosebite în viață, să-i întâlnim peste ani și ani și să fim în continuare mândri cu toții că am pus și noi o pietricică mică acolo la clădirea unui tânăr și apoi unui om de valoare pentru noi, pentru Călăraș, pentru țara și sufletul lor să vibreze, să-și aducă aminte că au făcut primii pași aici. Succes în continuare! Vorbesc foarte mult pentru că, într-adevăr, și noi avem mari emoții. Cu cât suntem mai mari, cu atât emoțiile, fiindcă ei ne reprezintă, ei confirmă așteptările noastre și de aceea încărcătura afectivă este foarte mare. Noi suntem un pic mai tineri decât colegii de la Știrbei, aniversăm anul acesta 100 de ani de existență și vom marca momentul. Iar faptul că elevii oltenițeni care au luat nota 10 la evaluare sunt elevii noștri în clasa a noua, zic eu că spune destul de mult despre ceea ce înseamnă școala noastră în orășelul nostru mai mic, așa. Sigur că suntem mândri că au optat pentru noi. Unul a fost crescut de noi din clasa a 5-a, celălalt vine de la o școală vecină. Suntem onorați de alegerea lor și resimțim mare responsabilitate. Evident, trebuie să-i ducem mai departe pe același drum și ceea ce se întâmplă astăzi, eu cred că este o lecție de viață foarte bună pentru ei, și anume că și învățătura e apreciată. Că nu doar scandalurile sau evenimentele de alt fel contează în societatea noastră. Contează și ceea ce fac niște copii care învață nu doar ca să iau o notă mare, ci așa cum foarte bine spunea absolventul de la Știrbei, ca să înțeleagă lucrurile, să înțeleagă viața, să-și construiască un drum în care valoarea lor întreagă să se manifeste. Eu le urez succes tuturor și dacă vor să vină învățământ, e minunat. Înseamnă că au văzut niște modele adevărate printre dascălilor. Succes! Sunt directorul adjunct de la Liceul Tehnologic Iuliu Vangelescu Dragalina. Vreau să vă spun că suntem onorați că avem singura notă de 10 din mediul rural. Vreau să o felicit pe Alina pentru nota obținută. Ea a fost un elev de nota 10 constant la toate disciplinele, un copil ambițios, un copil olimpic cu rezultate la multe concursuri naționale. Vreau să felicit și ceilalți elevi de nota 10, să le urez mult succes în continuare la liceu, la facultate și să-i felicit pe profesorii care i-au pregătit și pe părinți. Și noi vă mulțumim pentru festivitatea de premieră. Am emoții, poate mai mult decât ei. Sunt foarte fericită să fiu aici alături de dumneavoastră. Sunt de 3 ori mândră astăzi. O dată pentru Ioana, care este eleva școlii gimnaziale Carol I, și o felicit pentru toate rezultatele ei. Ea știe că acolo, în clasa respectivă, sunt și alte rezultate foarte bune. A doua oară pentru copilul meu, care este Ivan Cristian, și a treia oară pentru fostul elev al școlii noastre, Pavel Cristian. Dar sunt mândră și pentru toți ceilalți, pentru că
Eu îi cunosc pe unii dintre ei destul de bine. O cunosc inclusiv pe, nu personal, dar am auzit lucruri frumoase despre fetița de la Dragalina, povestită de doamna profesor Ruse Gabriela, care spunea că vine la dânsa și cu gazeta și încerca să afle, așa-i, rezolvarea unor probleme foarte complicate și era foarte încântată de acest lucru. De pe Eva, pe care la fel o știu din clasa a șasea, știu și trăirile și momentele în care ei se consultau și se sfătuiau și sunt fericită și Doamne ajută să le meargă foarte bine în continuare. Sunt tatăl lui Alina Vasiliev, mă bucur că fica noastră ne-a dus aici, o felicit pe ea și pe toți elevii de nota 10. Emoțiile sunt firești, pentru că în jur există noua calitate, deja numai ei și profesorii. Ne bucurăm pentru ei și dorim ca în continuare să aibă tot la fel succese în fizicate și de bărești, chiar să aibă. Și să ne ducă unde nici nu ne-am gândit vreodată să ajungă. Poate că, nu întâmplător, sau știu eu, a absolvit colegiul clasa 8-a la colegiul Duiliu Zafirescu, care a scris Viața la țară, leagănul culturii românești la țară. De aici se spune că pleacă cultura noastră sănătoasă. Și mă bucur pentru județul nostru, pentru că avem niște elevi deosebiți și vor arăta că învățământul este de calitate și vor duce mai departe emblema județului nostru. Și ne vor reprezenta nu numai pe noi ca părinți, nu numai colegiile profesorale, ci pe ei ca copii. Și vor ajunge bine în societate, dacă vor continua așa. Succes în continuare! Sunt mama Ioanei Vlad. Vreau să felicit toate persoanele din această încăpere pentru rezultatele deosebite. Vreau să felicit colectivul de cadre didactice de la Școala 1 și vreau să vă spun atmosfera deosebită care este în această școală. Nu știu dacă este o asemenea atmosferă în altă școală din oraș. Este fantastic. Copiii se simt extraordinar de bine și sunt foarte buni prieteni între ei. Deci subliniez lucrul acesta, da? Vreau să o felicit încă o dată pe doamna director de la școala, de la liceul Știrbei, pentru că băiatul meu a terminat anul trecut și el de promoție cu 10 și vreau să vă spun că este un liceu de tradiție și mai mult de atât, băiatul meu, acolo unde este la facultate, reprezintă învățământul călărășan cu succes. Sunt mama Andreea Fabian și am vrut să ne și eu mă spun că colectivul cadrelor didactice de la școala pe care m-a absolvit-o, școala gimnazială numărul 10, unde a fost primită în clasa 7-a cu foarte multă căldură și mi s-a acordat atenția pe care ea, de care a avut nevoie pentru a ajunge la acest rezultat. Multă recunoștință, mulțumiri din suflet și vă mulțumesc și mulțumesc și liceului Știrbei care a primit-o cu brațele deschise. Am mare încredere. Noi, părinții, suntem alături de acești copii, sunt convinsă cu multă dragoste, vor avea sprijinul nostru oricând și dacă vor alege calea performanței și pe mai departe, vom fi alături de ei cu toată dragostea și tot suportul. Vă mulțumesc foarte mult pentru această festivitate. Este o onoare atât pentru copiii noștri, cât și pentru noi. Felicitări tuturor! Sunt Monica Dianei Lazăr, elevă la clasa gimnazială Nicolae Pitulescu.
La fel, vreau să le mulțumesc foarte mult cadrelor didactice din școală care și-au făcut datoria și au reușit să transmită informația copiilor și să obțină rezultate foarte bune. La fel, vine dintr-o clasă în care s-au obținut rezultate foarte bune și totodată să le urez mult succes pe mai departe copiilor, să întâlnească în continuare la fel oameni frumoși, oameni care să reușească să empatizeze cu voi și să reprezentați pe mai târziu, pe mai departe, învățământul călărășan. Fetița mea, la fel, dorește să urmeze o facultate, să rămână în învățământul călărășan, să transmită elevilor informațiile pe care ea le-a reușit să și le cum acumuleze de la profesorii ei care au îndrumat-o frumos. Mulțumesc foarte mult! M-a bucurat și m-a emoționat în același timp faptul că, iată, măcar o parte dintre acești elevi minunați de nota 10 s-au gândit foarte serios să îmbrățișeze meseria de dascăl. Cu siguranță asta denotă faptul că și colegii noștri de la catedră le-au fost exemplu. Iar ei, la rândul lor, vor fi exemplu pentru cei pe care îi vor îndruma în cariera pe care au hotărât să o îmbrățișeze. Îi felicit încă o dată pe acești copii minunați, dar aș vrea să menționez, consider că este extrem de important, faptul că la nivelul județului există foarte, foarte mulți elevi deosebiți, elevi cu rezultate excepționale. Chiar dacă nu au reușit să finalizeze examenele naționale cu nota 10, nu înseamnă că nu sunt elevi foarte buni și că vor fi foarte buni studenți și adulți. Ca atare, vă invit pe toți să fiți alături de noi, cel mai probabil luna viitoare, când vom organiza festivitatea de premiere a elevilor care au obținut rezultate deosebite la etapele naționale ale concursurilor și olimpiadelor școlare în anul școlar anterior. Și vă asigur că sunt, ca de fiecare dată, sute de premii la nivelul județului. Felicitări încă o dată, dragilor! Mult succes! Felicitări și părinților voștri și dascălilor voștri! Și să dea Dumnezeu ca tot ceea ce v-ați propus să realizați.